Pe fondul acestor imagini demne de o producție hollywoodiană, vă invităm la un meci extrem de important din Liga de Tineret. Farul Constanța, CSA Steaua, o partidă capitală pentru configurația finală a clasamentului play-off-ului Seriei Est. Se întâlnesc așadar două echipe de podium, Farul Constanța poziția 1 înaintea etapei, iar CSA Steaua locul 3, din păcate pentru bucureșteni, fără șanse de accedere în semifinalele Ligii de Tineret. Haideți să trecem în revistă și cele două distribuții. Începem cu echipa gazdă, Farul Constanța. În poartă este Rafael Munteanu. Cu numărul 2 este Ionuș Cercel, numărul 5 John Dumitra, 6 Alin Ștefănescu, 13 Ianis Croitoru, 8 Luca Banu, 4 Ramon Giurgiu, 7 David Păcuraru, 10 Luca Bășceanu, 11 Marius Codreanu și cu numărul 9 Eric Somandru, antrenorul formației constanțene Stere Bagnoti. Iată acum și formula de start a formației oaspete, pregătită de antrenorul Laurențiu Diniță. În poartă cu numărul 1, Ianis Pletea, jucător de câmp, cu numărul 30, Gabriel Dumitru, 17, Mario Brumă, 18, Hussein Shehait, 3, David Andreescu, 5, Andrei Solomon, 10, Mihai Popescu, 21, Răzvan Florea, 20, Andrei Cristea, 9, Claudiu Ioniță și 27, Ștefan Glonț. Din moment în moment, cele două formații vor pătrunde pe teren. O partidă care se anunță extrem, extrem de atractivă pe terenul 2 din complexul sportiv al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Jucătorii celor două formații așteaptă să fie chemați de arbitrii acestei partide. Să vedem în scurt timp și rezervele celor două echipe. La Farul, Ciubotariu, Gică, Burlacu, Popovici, Popeșteanu și Avrămescu. La Steaua, Boroș, Bold, Radu, Tănăsescu, Robert Radu și Alexandru Berbecaru. Iar arbitrii întâlnirii dintre Farul Constanța și CSA Steaua București din etapa 10 a play-off-ului Ligii de Tineret Seria S sunt Valentin Porumbel la centru, ajutat de asistenții Gabriel Neagu și Ionuț Alexandru. Iată, și-au făcut apariția pe teren și jucătorii se îndreaptă spre salutul oficial înaintea startului acestei partide. O partidă înaintea căreia formația noastră, Farul Constanța, pregătită de Stere Bagnoti, ocupă prima poziție în clasament cu 50 de puncte, iar FCSB este pe locul al doilea cu 47 de puncte, pe locul al treilea adversara echipei noastre de azi, CSA Steaua București, cu 37 de puncte. S-a auzit fluierul arbitrului Valentin Porumbel, cel care va oficia la centru întâlnirea de azi. Farul trebuie să învingă pentru a-și păstra parcursul foarte bun din actualul sezon și un punct asigură echipei noastre clasarea pe prima poziție la finalul play-off-ului pentru a avea în semifinale avantajul manșei retur pe teren propriu. Să mai trecem în revistă odată formula de start a echipei noastre, cu Rafael Munteanu în poartă, Ionuș Cercel, John Dumitra, Alin Ștefănescu și Ianis Croitoru. La mijloc Luca Banu, Ramon Giurgiu și David Păcuraru. În atac Luca Bășceanu, capitanul formației noastre, Marius Codreanu și Eric Somandru. Să spunem că Farul și CSA Steaua s-au întâlnit de două ori în acest sezon. Prima confruntare a avut loc pe 20 august anul trecut, în etapa a doua a sezonului regular. Farul s-a impus atunci cu 2-0 în urma unor goluri semnate de Doicaru și Păcuraru, iar cea de-a doua confruntare a avut loc în iarnă, mai precis pe 14 decembrie 2023. Steaua s-a impus atunci cu 3-1. Pentru bucureștenii au punctat Hussein Shehait și Marin în două rânduri, în vreme ce golul de onoare al Farului din acea confruntare a fost semnat de David Păcuraru. Spuneam că Farul este liderul clasamentului Seriei Est în Liga de Tineret. 50 de puncte pentru constanțeni. Pe poziția a doua este FCSB cu 47 de puncte. CSA Steaua, adversarea de azi a Farului, locul 3, 37 de puncte. Iar clasamentul
play-off-ului Seriei Est din Liga de Tineret este completat de locul 4 Rapid 34 de puncte, locul 5 Sporting 29 de puncte și locul 6 Concordia Chiajna 26 de puncte. Farul este deja calificată în semifinalele Ligii de Tineret, însă singura necunoscută este poziția de pe care echipa pregătită de Stere Banioti va face pasul spre careul de aș al Ligii de Tineret pentru a câștiga această serie și pentru a evolua în semifinale în manșa retur pe teren propriu. Constanțenii au nevoie de cel puțin un punct în această confruntare pe care noi ne pregătim să o urmărim de aici, din complexul Academiei Hagi. Luca Bășanu și Hussein Shehait sunt cei doi capitani ai celor două echipe care se înfruntă astăzi pe terenul numărul 2 din complexul Academiei Hagi. Iată și un mesaj de susținere al jucătorilor Farului pentru colegii lor, Costin Leonte și Eduard Chihaia. Ei s-au accidentat de curând și iată-i în imposibilitatea de a-și putea ajuta echipa, cel puțin pentru această confruntare. Spuneam că antrenorii celor două formații sunt Stere Banioti la Farul și Laurențiu Diniță la CSA Steaua. Laurențiu Diniță, bine cunoscut, un fost jucător important pe prima scenă fotbalistică a țării, cu prezențe în cadrul formațiilor Sportul Studențesc sau Steaua București. Din moment în moment, arbitrul acestei partide, Valentin Porumbel, va fluiera startul întâlnirii. Iată, meci important, meci la care a fost delegat un arbitru de primă ligă, Valentin Porumbel. Băieții noștri în echipament alb-albastru, în dreapta imaginii, vor ataca în prima repriză de la dreapta la stânga pe micile noastre ecrane. O partidă care poate fi urmărită în transmisiune directă pe canalul de YouTube Farul Constanța TV și pe pagina oficială de Facebook Farul Constanța. Intră pe teren și se așează pe poziții și fotbaliștii de la Steaua, iar lovitura de start va aparține oaspeților. Numărul 17, Mario Brumă, va atinge primul balonul și start în confruntarea dintre Farul Constanța și Steaua București din etapa 10 a play-off-ului Ligii de Tineret, ultima etapă din play-off. O primă minge degajată de defensiva stelistă și repunere de la margine pentru echipa oaspete. Încearcă să se demarce jucătorii oaspeți pentru a primi acest balon. O primă intervenție a lui Ianis Croitoru. Alin Ștefănescu respinge și el balonul trimis de jucătorii steliști și acum minge înapoi la portarul Rafa Munteanu, care nu se complică și degajează din prima. Deviere foarte bună a lui Eric Somandru pentru Luca Bășceanu. Au închis acolo culoarul de atac fundașii bucureșteni. Mingea pe partea stângă. O pasă spre vârful de atac Ștefan Glonț. Minge recuperată de băieții noștri. Ionuș Cercel întoarce acest balon până la portarul Rafael Munteanu. Primește Alin Ștefănescu. A coborât Ramon Giurgiu, care combină cu John Dumitra. Avansează Ramon Giurgiu, pasă pentru Alin Ștefănescu. Blocată pe partea dreaptă Ionuș Cercel și repunere de la margine pentru echipa noastră. Încep obișnuitul joc de pase în propria jumătate de teren. Jucătorii antrenați de Stere Banioti.
Ramon Giurgiu pentru John Dumitra. Balon în diagonală pe partea stângă până la Ianis Croitoru. Pasă din prima pentru Marius Codreanu. Marius Codreanu obține prima lovitură de la colțul terenului. Nu, se pare că ultimul care a atins balonul a fost jucătorul echipei noastre, arată arbitrul Valentin Porumbel, și va fi o simplă repunere din colțul careului de 6 metri. Portarul Ianis Pletea se mută în cealaltă parte a careului de 6 metri. Iată, joacă din propriul careu și steliștii acest balon, degajează repunere de la margine pentru formația oaspete. O încercare de angajare a lui Andrei Cristea, surprins în poziție de offside. Extrema dreaptă a echipei bucureștene. Giurgiu pentru Alin Ștefănescu. Din nou Ramon Giurgiu în posesia balonului. Și acum pe partea dreaptă este John Dumitra. Luca Bășteanu la centrul terenului încearcă să se demarce pentru a primi acest balon într-o poziție favorabilă. Ionuș Cercel. Un pressing al liniei ofensive steliste. Mingea ajunge la Marius Codreanu. Marius Codreanu o pasă la marginea careului de 16 metri, dar nu au putut să preia nici Luca Bășteanu, nici Eric Somandru. Jocul lăsat să continue. Luca Bășteanu. Luca Bășteanu continuă această acțiune, dar este deposedat de balon și posibilitate de contraatac pentru Steaua. Pasă a lui Andrei Cristea pentru Ștefan Glonț. Mingea ajunge la Rafael Munteanu. Preluare prea lungă a vârfului de atac stelist. Posesie pentru Farul Constanța. Ștefănescu combină cu Giurgiu. John Dumitra. Nevoit să întoarcă acest balon către goalkeeperul Rafael Munteanu. Degajarea portarului formației gazdă. Un duel aerian câștigat acolo de un bucureștean și posesie pentru Steaua. Bine apare din spate Luca Banu și câștigă posesia pentru Farul și o nouă construcție a elevilor pregătiți de Stere Bagnoti. Un pressing timid, aș spune, al bucureștenilor, care nu atacă decisiv. Luca Banu pentru Cercel. Dumitra. Schimbă jocul John Dumitra, un balon lung spre Luca Bășteanu. Câștigă acolo acesta un duel aerian. Continuă acțiunea de atac a Farului. A coborât foarte mult David Păcuraru. Combină acum, să-l urmărim pe Codreanu. Excelentă pasă lui Codreanu pentru Bășteanu. Bășteanu în fața golului, șut și apără portarul Pletea. Iată prima ocazie importantă a acestei confruntări. Vine după 6 minute, când o acțiune excelentă de atac a Farului se încheie cu finalizarea lui Bășteanu, blocată însă de Pletea. Cercel. John Dumitra, Munteanu. Alin Ștefănescu. Trimite la centrul terenului, dar era în offside acolo Eric Somandru. Iată prima ocazie de gol pentru băieții noștri. Intervenție salvatoare a portarului Ianis Pletea. A ieșit acolo și a închis unghiul Luca Bășteanu, foarte aproape de deschiderea scorului. Acum Steaua în atac și o lovitură liberă de care beneficiază formația stelistă. Revedem pasa lui Marius Codreanu pentru Luca Bășteanu. Șut
cu piciorul stâng spre colțul lung, dar picior salvator pentru Ianis Pletea și scorul rămâne în continuare egal 0-0 în confruntarea dintre Farul și Steaua din etapa 10 a play-off-ului Ligii de Tineret. Acum o repunere de la margine, de pe partea dreaptă, pentru formația stelistă. Va executa David Andreescu. Minge prelungită de Ștefan Glonț. Rafa Munteanu în posesia balonului. Trimite pe dreapta pentru Ionuș Cercel. Ionuș Cercel întoarce până la John Dumitra. Rafa Munteanu trimite pe partea stângă. A vrut spre Croitoru. Marius Codreanu, Ianis Croitoru și din fundașul formației noastre balonul iese în afara terenului de joc. Au repus rapid de la margine steliștii. Ajunge balonul pe partea stângă. Primul la balon este John Dumitra. Duel aerian câștigat de Luca Bășceanu. Nu poate să intre în posesia balonului David Păcuraru și iată acțiune pe partea stângă, din nou poziție de offside. A fost surprins acolo Claudiu Ioniță și va fi posesie pentru echipa noastră. Rafa Munteanu nu se grăbește, va executa această lovitură liberă John Dumitra. Mingea pe partea stângă la Alin Ștefănescu. Un balon trimis spre Marius Codreanu. Luca Banu ratează preluarea și faultează, iar steliștii vor beneficia de o lovitură liberă care poate deveni periculoasă. Se resimte ușor Ștefan Glonț după duelul precedent cu Luca Banu. Aproximativ 35 de metri de poarta apărată de Rafael Munteanu. Este acolo în preajma balonului Mihai Popescu, decarul bucureștenilor. Distanța însă este foarte mare, să vedem dacă va executa direct spre poartă. Nu, vine o centrare la marginea careului Constanțean, a fost o prelungire pe spate. Și să vedem această posibilitate de contraatac a Farului. Marius Codreanu este pe partea stângă. Acesta însă liniștește și de la Croitoru balonul acum în posesia lui Munteanu. O degajare a portarului Farului respinsă acolo cu capul de Shehait. Revenim în posesie. Luca Banu. Primește Codreanu. Evită un adversar Codreanu, însă întârzie continuarea acțiunii și la un pas de a deposeda bucureștenii. Revenim în posesie. Iată-l acum pe Ramon Giurgiu, șut de la distanță și încă o intervenție salutară a lui Ianis Pletea. Ce execuție frumoasă din partea lui Ramon Giurgiu, 25 de metri de poarta bucureșteană. Atent însă, Ianis Pletea respinge în corner. Lovitură de colț de pe partea dreaptă în direcția de atac a Farului. David Păcuraru este la colțul terenului pregătit să execute acest corner. Scurt până la Codreanu, are primit Păcuraru. Așteaptă Luca Banu, acum a primit. Vine centrarea lui Banu la colțul lung, volea lui Ștefănescu, dar s-a lăsat prea mult pe spate fundașul Farului și a trimis mult prea înalt. A fost și o semnalizare, cred, de la margine, cu toate că din această reluare nu a părut să fie poziția afară din joc. Atac al oaspeților. Brumă, nevoit să întoarcă acest balon către Dumitru. Blocat Dumitru și să-l urmărim pe Codreanu. Așteaptă pe partea stângă și primește acum Somandru, dar între timp se aude fluierul lui Valentin Porumbel, care dictează un fault. Este o lovitură liberă pentru Farul Constanța de la aproximativ 25 de metri de poartă apărată până acum foarte bine de Ianis Pletea. Sunt câteva explicații pe care centralul Porumbel îi le oferă lui Andrei Cristea,
Și în scurt timp se va executa această lovitură liberă ce se anunță fierbinte pentru poarta lui Pletea. Bășceanu și Păcuraru sunt în preajma balonului. De cealaltă parte, trei bucureșteni alcătuiesc zidul formației pregătite de Laurențiu Diniță. Balon mișcat pentru Luca Bășceanu, dar șut prea înalt peste poartă. A căutat vincul porții steliste Luca Bășceanu. Au scăpat cu fața curată la această lovitură liberă. Jucătorii bucureșteni care vor beneficia acum de o repunere de la margine de pe partea stângă. Minge trimisă înapoi la Shehait. Acum balonul ajunge la portarul Ianis Pletea. Gabriel Dumitru. Pressing al lui Eric Somandru și blochează degajarea fundașului stelist. Oaspeții repun de la margine prin David Andreescu. O preluare prea lungă a lui Ștefan Glonț. Rămâne în poziția balonului. Atacantul bucureștean continuă, pasă pe partea stângă. Posibilitate de șut, dar lasă prea mult balonul. Jucătorii steliști acolo în preajma careului de 16 metri și o obstrucție consideră acolo arbitru Valentin Porumbel și o nouă lovitură liberă de care beneficiază Steaua. Dar distanța este destul de mare de poarta lui Rafa Munteanu, mai aproape totuși decât lovitura liberă precedentă de care au beneficiat steliștii. Intrăm în minutul 15 al confruntării dintre Farul și Steaua din etapa 10 a play-off-ului Ligii de Tineret. Șut direct spre poartă și plonjon spectaculos Rafael Munteanu. Iată o primă situație favorabilă pentru formația bucureșteană. Revedeți intervenția golkeeperului formației noastre. Lovitură de la colțul terenului executată de steliști. Minge blocată. Posibilitate de contraatac, dar nu este niciun jucător mai avansat de la Farul. Este și portarul Ianis Pletea și degajează până în apropierea careului formației noastre. Marius Codreanu, nu, Luca Banu a fost acolo. Ionuș Cercel trimite pe stânga lui Marius Codreanu. Faultat Marius Codreanu de Andrei Cristea. Îi cere arbitrul Valentin Porumbel lui Andrei Cristea să-și ceară scuze pentru intervenția precedentă asupra lui Marius Codreanu. De la Giurgiu, mingea ajunge la Dumitra. Din nou Ramon Giurgiu. Pe stânga așteaptă Ianis Croitoru, dar continuă schimbul de pase între Dumitra și Giurgiu. Abia acum, iată balonul trimis în diagonală pentru Ianis Croitoru, presat de Andrei Cristea. Ianis Croitoru nevoit să întoarcă balonul până la Alin Ștefănescu. Avansează fundașul echipei noastre și încearcă angajarea lui David Păcuraru. O pasă printre, dar au închis culoarul fundașii steliști. Intră echipa oaspete în poziția balonului. Combină pe partea stângă. O pasă greșită acolo a lui Mihai Popescu după ce a combinat cu Mario Brumă. Gabriel Dumitru pentru David Andreescu. Pressing bun al băieților noștri și recuperăm acest balon. Acum posibilitate de atac. Minge trimisă pe dreapta până la Ionuș Cercel. L-a găsit foarte bine Ramon Giurgiu. Ionuș Cercel avansează, centrare în fața porții. Vine Eric Somandru, reia spre poartă și încă o intervenție salvatoare pentru portarul Ianis Pletea. Iată, revedem ocazia faristă. Cred totuși că a trimis spre propria poartă Gabriel Dumitru. A deviat mingea care ar fi poposit în plasa porții dacă nu intervenea golkeeperul stelist. Corner de pe partea dreaptă pentru Farul. Se execută scurt Luca Bășceanu. Luca Bășceanu. Centrare pe jos și resping fără probleme steliștii. Croitorul pentru Rafa Munteanu.
reprimește Ianis Croitoru și din nou trimite balonul înapoi în propriul careu până la Rafa Munteanu, degajare precisă pentru Ionuș Cercel, deviere Păcuraru este faultat, ar fi avut o zonă liberă a terenului, putea să pătrundă, dar a fost blocat și John Dumitra îi trimite mingea lui Ramon Giurgiu. Acum Alin Ștefănescu. Iată, 5 jucători steliști în jumătatea de teren faristă. Acum avansează foarte bine Luca Banu, este tras de tricou și scapă de un avertisment Andrei Solomon, mijlocașul la închidere al formației bucureștene. Îl iartă arbitrul Valentin Porumbel de un cartonaș galben pe Andrei Solomon. Luca Bășceanu, iată-l acum mai retras, trimite pe partea stângă, mingea ajunge la Marius Codreanu și lasă acest balon Marius Codreanu în corner. Ați văzut și gestul lui David Păcuraru, care nu a înțeles soluția aleasă de Marius Codreanu. Era și Eric Somandru în careu. Luca Bășceanu își așează acum mingea pentru a executa acest corner. Trimite înalt, dar John Dumitra atacă prea rapid acest balon care părăsește suprafața de joc. Curând intrăm în minutul 20 al acestei confruntări. 0-0 deocamdată între Farul Constanța și CSA Steaua, partidă din ultima etapă a play-off-ului Ligii de Tineret Seria Est. A repus portarul Pleta până la Shehait. Un balon lung spre Andreescu. Câștigă Andreescu duelul aerian, dar se pierde posesia de către bucureșteni. Rafael Munteanu încearcă o lansare în adâncime, imprecisă, și va fi repunere de la margine pe care o execută fundașul dreapta al Stelei, David Andreescu. S-a executat scurt până la glonț. Câștigă teren bucureștenii. Va fi încă o repunere de la marginea terenului. Și moment de întrerupere acum, pentru că este foarte cald. Este o pauză de hidratare acordată de centralul acestei partide, Valentin Porumbel din Oltenița. Așa cum vă spuneam și în debutul acestui comentariu, un arbitru de Liga 1, desemnat, iată, la un meci foarte important din play-off-ul Ligii de Tineret. Farul a avut situațiile mai clare în această primă jumătate a reprizei întâi. Au fost numai puțin de 3 faze fierbinți la poarta lui Pletea. În 2 rânduri, golkeeperul bucureștenilor a intervenit excelent în fața lui Bășcean în minutul 6, iar mai apoi în minutul 11 la finalizarea lui Ramon Giurgiu de la distanță. A mai fost și o ocazie a lui Somandru, minutul 17, de asemenea Pletea a fost la post și a acordat atunci corner. S-a executat joc reluat între timp. David Andreescu va relua din nou jocul de la marginea terenului. Fundașul stâng abrumă în posesie. Încearcă acolo să combine cu Popescu. Nu este Popescu, ci Florea. Continuă acțiunea, construcția mai precisă a bucureștenilor. Shehait, balon acum în urmă la Popescu, din nou Shehait, presat acolo de un constanțean. Balonul îi revine lui Shehait prin intermediul lui Pletea. Urcă cu balonul la picior fundașul central al Stelei, dar greșește pasa.
din urmă ajută la câștigarea posesiei Florea și continuă această acțiune de atac a bucureștenilor. Pe partea stângă, poziție prelungită pentru Steaua. Abia acum se schimbă direcția jocului. Andreescu pasă foarte bună din prima către Popescu. A reprimit Andreescu. Urcă cu balon la picior fundașul dreapta al Stelei. O fentă și urmează centrarea prea slabă însă și respinge John Dumitra. Andreescu a reluat jocul până la Popescu. 1-2 reușit de bucureșteni în preajma careului Constanțean. Se schimbă direcția de atac. Brumă combină cu Florea. Florea pătrunde în careu. Mult mai bine plasat este Păcuraru, care a încercat să protejeze. A revenit însă Florea și a reușit o intercepție. Să-l urmărim acum pe Popescu. O pasă neinspirată acum și șansă de contraatac a Farului. A încercat Bășanu să treacă de doi adversari. Reușise de unul, dat din urmă Brumă, a reușit să deposedeze. O lansare în adâncime acum. În terenul Constanțean, Solomon îl deschide pe Andreescu, dar atent, croitorul blochează această acțiune ofensivă a Stelei. Repunere de la margine pentru formația bucureșteană. Va executa David Andreescu, purtătorul tricoului cu numărul 3. Balon care nu poate fi recepționat de Mihai Popescu. Acum mingea în posesia capitanului echipei bucureștene, Hussein Shehait. Avansează pe stânga Mario Brumă. Mario Brumă atacat de Luca Banu. Șut spre poartă. Mingea ajunge la Mihai Popescu. Mai devreme a șutat Claudio Niță, dar balonul a fost blocat. Eric Somandru încearcă un pressing. Pasă imprecisă a lui Andrei Solomon pentru Claudio Niță și Ionuș Cercel avansează pe partea dreaptă. Iată acțiune personală a lui Ionuș Cercel, întâmpinat acolo de Mario Brumă și Hussein Shehait. Recuperează mingea jucătorii Stelei. Și acum balonul în posesia lui Mario Brumă. Schimbă partea, trimite în centru mai întâi spre Gabriel Dumitru. Acum de la Mihai Popescu, balonul ajunge la Andrei Cristea. Este blocat de Alin Ștefănescu. Intervenție foarte bună a fundașului echipei noastre. Și recuperează steliștii, intervine încă o dată Alin Ștefănescu, Eric Somandru se luptă acolo cu Gabriel Dumitru, dar pierde duelul cu fundașul bucureștean, Shehait. O minge respinsă de Ianis Croitoru și balon degajat de portarul Rafa Munteanu. Eric Somandru nu sare la acest balon. Luca Bășceanu aleargă în zadar, nu poate să fie mai rapid decât Gabriel Dumitru. Balonul era departe de Luca Bășceanu. Minge trimisă în diagonală pe partea stângă. Ianis Croitoru presat de David Andreescu. Încă o minge respinsă de defensiva constanțeană și iată steliștii ies mai mult la joc. Se mențin în jumătate de teren a echipei noastre de câteva minute. Andrei Solomon. Brumă. Deviere spectaculoasă pentru Mihai Popescu. Atent, John Dumitra a respins. Rămâne mingea în posesia steliștilor. Gabriel Dumitru presat, trimite lung, Ianis Croitoru atent, avansează fundașul echipei noastre, intervenție prin alunecare corectă a lui Andrei Cristea. Marius Codreanu l-a întâmpinat și astfel Andrei Cristea a trimis pe cealaltă parte a terenului balonul. Ioniță
Claudiu Ioniță șutează, minge deviată și va fi corner în favoarea formației oaspete. Iată cum acea pauză de hidratare pare să-i fi trezit la viață pe bucureșteni, care sunt mult mai incisivi în ultimele 7-8 minute. Asistăm în continuare la o lovitură de colț pe care se pregătește să o execute Popescu. În preajma balonului este și Cristea. Sunt și doi jucători ai Farului în apropierea cornerului. S-a executat lovitura de colț, vine degajarea lui Codreanu într-o zonă în care nu se află niciun constanțean. Pletea, balon pentru Brumă. O lansare în adâncime și este un hands pe care îl comite acolo Ștefan Glonț. S-a executat lovitura liberă. Ramon Giurgiu este acum în posesia balonului. Dumitra. Are primit Giurgiu. Ianis Croitoru. Schimb de pase între jucătorii defensivi ai Farului. Nu sunt spații pentru a verticaliza. Probabil că trebuie mai multă mișcare la centrul terenului pentru a găsi acele spații de pătrundere. Giurgiu pentru Ștefănescu. Accelerează acum Alin Ștefănescu și vine lansarea spre Codreanu. Codreanu a fost la un pas să ciupească acolo balonul în interiorul suprafeței de pedeapsă. Au respins bucureștenii și să urmărim această centrare pentru Luca Banu. Un șut contrat. Revine Banu în posesie. Așteaptă și primește Păcuraru. În volul cercel, Păcuraru continuă în centru această acțiune a Farului. Bună pasa pentru Bășceanu. Bășceanu este la marginea careului. Bășceanu își caută culoarul de șut. Evită trei adversari, vine și al patrulea. Șut acum al lui Bășceanu peste poartă, deoarece Pletea acordă încă o dată corner. Cât de frumoasă a fost această acțiune personală a capitanului Farului, Luca Bășceanu. Iată, a trecut de trei adversari, l-a evitat și pe al patrulea. Vine șutul în forță și acolo cu vârful degetelor. Golkeeperul Ianis Pletea acordă încă o dată corner. Am depășit primele 30 de minute ale confruntării dintre Farul și Steaua, meci din ultima etapă a play-off-ului Ligii de Tineret. S-a executat lovitura de colț, se respinge de acolo cu capul și să urmărim această șansă de contraatac a lui Popescu. Balon spre Glonț și blochează acolo funda și Farului. Este un balon degajat. Va fi o repunere de la margine. S-a reluat jocul între timp. Vin întâmpină sus constanțenii, însă fără a ataca decisiv. Așteaptă greșeala bucureștenilor, care vine acum. Au de margine pentru Farul. Ionuț Cercel, fundașul dreapta al formației pregătite de Stere Banioti, va executa această repunere de la margine. Se aude fluierul lui Valentin Porumbel. Cred că sunt ceva proteste acolo din partea lui Mihai Popescu. Jocul poate fi reluat acum. Nu, pentru că a continuat Popescu cu protestele și vede primul cartonaș galben al acestei partide. Iată, în minutul 32, Mihai Popescu, pentru proteste, este avertizat de Valentin Porumbel. S-a reluat jocul, o repunere pentru Păcuraru, balon aruncat în suprafața de pedeapsă de David Păcuraru, au respins oaspeții. Revenim în posesie de la Giurgiu, mingea ajunge la Croitoru. Bășceanu încearcă acolo un dribling, se dublează bine bucureștenii și câștigă posesia. Vine degajarea și este un foul comis de Alin Ștefănescu în duel cu Ștefan Glonț.
Iată, am intrat în minutul 33 al primei reprize, în continuare 0-0 în duelul dintre Farul și Steaua. Mai multe situații de gol pentru formația noastră. A intervenit Salvator, portarul Ianis Pletea, cel puțin de două ori, la două mari ocazii ale fariștilor, care atacă acum prin Luca Banu. Luca Banu, acțiune personală, trimite în centru, primește Luca Bășceanu, șut de la distanță, dar și mult peste poarta adversă. Revedem acest șut al lui Luca Bășceanu, întâmpinat acolo de Gabriel Dumitru, capitanul echipei noastre. Nu a mai încercat să pătrundă spre careul advers și a șutat spre poarta stelistă de la distanță. Un balon blocat de David Păcuraru, resping steliștii, un dribling frumos și posibilitate de contraatac pentru Steaua. O încercare de angajare a lui Mihai Popescu. Ștefan Glonț a trimis prea slab și mingea nu a ajuns la atacantul stelist, Rafa Munteanu, pe dreapta la John Dumitra. Din nou Rafa Munteanu. Primește Ianis Croitoru, dar este prea lung trimis balonul și minge în afara terenului de joc. Repunere pentru Steaua. David Andreescu. Așteaptă să se demarce un coechipier, dar este nevoit să trimită mingea înapoi până la capitanul Hussein Shehait. Acum pe partea stângă la Mario Brumă și va fi repunere de la margine pentru echipa noastră. Minutul 35, niciun gol încă între Farul Constanța și Steaua București. Sunt momente de întrerupere acum. Este chemat la ordine capitanul Shehait pentru o discuție cu centralul Valentin Porumbel. Explicații oferite acolo de centralul acestei partide, probabil au continuat protestele în tabăra bucureșteană și au fost avertizați jucătorii pregătiți de Laurențiu Diniță. Jocul s-a reluat, încă 10 minute până la pauză. Ștefănescu pentru Giurgiu. Dumitra. Schimb de pase între fundașii Farului. Primește acum Croitoru. Se demarcă Codreanu. Bine urcă în adâncime Marius Codreanu. L-are în față pe Andreescu. Codreanu, dribling frumos în fața lui Andreescu. Vine centrarea prea lungă, însă la colțul lung este David Păcuraru, care salvează această minge. Păcuraru, nevoit să întoarcă spre Banu, a reprimit Păcuraru. Pasă pentru Somandru din partea lui Păcuraru. Au anticipat bine bucureștenii și Shehait a degajat, nevoit să iasă dintre buturi Rafael Munteanu, și o degajare a golkeeperului Farului, care părăsește suprafața terenului. Au de margine pentru CSA Steaua. O va executa Mario Brumă de pe partea stângă. Joc reluat între timp, a primit Florea acel balon, iată-l acum pe Shehait combinând cu Dumitru. A reprimit Shehait. Urcă și primește acest balon Solomon, acesta încearcă o pasă pe culoar, bine închide Cercel, care îi trimite lui Munteanu. O degajare a portarului Farului, Brumă, respinge de acolo cu capul, câștigă mai apoi un duel aerian David Păcuraru. Nu, a fost Luca Banu, acum Păcuraru liniștește jocul și îi trimite în urmă lui Ștefănescu. Bună pasă lui Ștefănescu pentru Bășceanu. Păcuraru combină cu Somandru, un doi reușit între cei doi jucători,
dar stau aproape bucureștenii și nu pot pătrunde jucătorii pregătiți de Stere Bagnoti. Atac pozițional. Bășceanu. Libertate de mișcare pentru Bășceanu. Vine acum lansarea capitanului Farului. A închis însă Dumitru și a anticipat bine. Și să urmărim acum pe steliști. Andreescu greșește o pasă, insistă croitorul la această minge. Dumitru îi trimite lui Pletea. Degajarea portarului Stelei. A trimis cu capul Bășceanu într-o zonă în care se aflau doi bucureșteni. A preluat însă foarte bine Solomon și liniștește acest atac constanțean. Iată-l din nou pe Solomon. Încearcă acum o lansare în adâncime cu capul acolo. Trimite Andrei Cristea spre un coechipier. Din urmă ajută Popescu la păstrarea posesiei și jocul se mută pe partea stângă. Intră Popescu în careul constanțean. Are în față acolo un adversar, l-are pe Giurgiu. A venit un șut blocat pentru scurt timp și la marginea careului șut al lui Solomon în blocajul lui Ștefănescu. Foarte bine a intervenit Ștefănescu, dar oprește jocul Valentin Porumbel pentru că Ramon Giurgiu se resimte în suprafața de pedeapsă. Iată din nou o acțiune periculoasă a formației oaspete. Un șut blocat perfect. Și va fi o minge de arbitru, posesie tot pentru echipa bucureșteană care, iată, în finalul primei reprize încearcă să fie din nou periculoasă și să atace poarta lui Rafa Munteanu. Șehait pentru Gabriel Dumitru, pe stânga până la Mario Brumă. Pierde acest duel Răzvan Florea. Și David Păcuraru avansează pe partea dreaptă. David Păcuraru întâmpinat de Șehait. Nu, este Luca Banu acolo și este blocat în cele din urmă. Și o repunere de la margine pentru formația bucureșteană. Ultimul care a atins balonul a fost jucătorul echipei noastre. Încep un atac din propria jumătate de teren steliștii. Mingea la Andreescu. Pasă imprecisă a lui Andreescu, balonul părăsise suprafața de joc și Ianis Croitoru va executa acest out. Iată indicații și ale antrenorului Stere Bagnoti pentru elevii săi. Minutul 40, intrăm în minutul 41 al primei reprize, ultimele 5 minute din prima parte a jocului, din prima parte a duelului dintre Farul și Steaua, în continuare 0-0. În ciuda faptului că au fost câteva bune situații de gol, nu s-a modificat tabela de marcaj. În atac acum Farul prin Luca Bășceanu. Luca Bășceanu ajutat de Ianis Croitoru. Ianis Croitoru nu se descurcă. A fost presat acolo de Andrei Cristea. O minge câștigată acum de Eric Somandru, este liber Luca Bășceanu pe partea stângă. Luca Bășceanu întâmpinat de Andreescu. Bășceanu intră în centru, Luca Bășceanu șut spre poartă, blochează Gabriel Dumitru. Minge câștigată de steliști, Luca Bășceanu a evitat acest duel și minge pe dreapta la Andrei Cristea. Andrei Cristea atacat de Ianis Croitoru. Păcălit, nu, a fost acolo Marius Codreanu, păcălit de Andrei Cristea și minge la care ajunge primul, John Dumitra, elegant, nu? Ionuș Cercel a fost și balonul nu părăsește suprafața de joc. Șansă de contraatac pentru băieții noștri, avansează Ianis Croitoru. Eric Somandru este pe stânga, 1-2 cu Ianis Croitoru. Luca Bășceanu păcălit acolo de Răzvan Florea. Iată, se joacă pe contre în acest final de primă repriză. Faultat Marius Codreanu și scapă fără un avertisment Răzvan Florea, tras de tricou Marius Codreanu și irosim o șansă bună de contraatac. 3 minute până la pauză, 0-0 scorul între Farul și CSA Steaua, partidă din ultima etapă a play-off-ului Ligii de Tineret Seria Est. A rulat jocul Constanțenii. Mingea ajunge pe partea dreaptă la Dumitra. Giurgiu.
Ștefănescu, croitorul. Se demarcă Somandru, el era vizat, dar pasa este prea scurtă și resping bucureștenii. Câștigăm acest balon pentru scurt timp, pentru că, iată-l revenind acolo pe Andreescu, până continuarea pe partea dreaptă, este acolo Cristea. Cristea l-are în față pe Ștefănescu, bine stă Ștefănescu și reușește o deposedare. Continuă bucureștenii acest atac, iar în cele din urmă Mihai Popescu trimite în afara terenului, întrucât unul dintre coechipierii săi se resimte undeva în apropierea colțului careului mare, Constanțean. Andrei Cristea s-a ridicat între timp și va putea continua jocul. Un aut de margine pentru farul Constanța, însă mai mult ca sigur va fi o minge cedată către terenul bucureștenilor. Și jocul continuă acum. Un minut și jumătate până la pauză. De la Shehait, balonul ajunge la Brumă. Vine această pasă foarte bună, o pasă pe culoar pentru Glonț, a repliat excelent Ionuț Cercel, iar apoi Munteanu degajează în afara terenului. Repunere de la margine pentru echipa pregătită de Laurențiu Diniță. Ioniță trimite în bandă ofenta lui Ioniță la marginea careului Constanțean. Respingem pentru moment. Posesie în continuare pentru CSA Steaua. Brumă, centrare la marginea careului Farului, până la Popescu. Popescu din prima la Cristea. A încercat o lansare acesta anticipată însă de Ștefănescu. Rămâne Steaua în atac, iată, în acest final al primei reprize. Pe partea dreaptă este Mihai Popescu, trimite la marginea careului de 16 metri. Nu se descurcă acolo Glonț, intercepție pentru Farul și Luca Bășanu poate avansa, trimite în diagonală pe dreapta pentru David Păcuraru. Primul la balon este însă Mario Brumă. Interceptează Luca Banu. Luca Banu în centru, Ramon Giurgiu, din nou Bășanu pe stânga pentru Ianis Croitoru, care așteaptă acest balon și iată, fără prelungiri, chiar dacă a fost jocul oprit și pentru acea pauză de hidratare, au mai fost și câteva momente de întrerupere, dar fluier de final al primei reprize și a mai fost acolo un cartonaș galben acordat, cred că lui Ramon Giurgiu. Vom afla, ne vom edifica la pauză, era un grup de jucători și să consemnăm așadar finalul primei reprize 0-0 după primele 45 de minute de joc în confruntarea dintre Farul și Steaua.
Am revenit în transmisiune directă de pe terenul numărul 2 din complexul Academiei Hagi, unde ne pregătim de a doua repriză a confruntării dintre Farul Constanța și CSA Steaua, partidă din etapa a 10-a, ultima a play-off-ului Ligii de Tineret Seria Est. După primele 45 de minute, egalitate 0-0, a fost o primă repriză controlată în principal de jucătorii Farului, care au irosit cel puțin 3 ocazii foarte mari. Steaua a jucat mai bine în a doua parte a primei reprize și a reușit să echilibreze jocul, dar să vedem cum vor decurge ostilitățile în aceste ultime 45 de minute ale partidei dintre Farul și Steaua. Un joc important doar pentru Farul, aș putea spune, pentru că echipa noastră este deja calificată în semifinalele Ligii de Tineret, însă să vedem de pe ce poziție va obține calificarea, pentru că o eventuală înfrângere pe care noi nu ne-o dorim ar arunca formația noastră pe poziția secundă, iar un punct sau o victorie ar garanta echipei pregătite de Stere Banioti prima poziție în Seria Est, Liga de Tineret. Jocul a început cu o posesie prelungită a jucătorilor noștri, care de mai bine de un minut reușesc să țină de această minge. John Dumitra este acum în posesie, pasă mai departe la Cercel, a reprimit Dumitra. Se schimbă direcția de atac, balonul pe partea stângă ajunge acum la Croitoru. Vine demarcarea lui Somandru, pasa lui Croitoru este prea moale și au deposedat bucureștenii. Shehait, sub pressing, degajează acest balon spre Cristea, a prelungit cu capul atacantul bucureștean, însă revin constanțenii și reușesc deposedarea. Luca Bășanu, Somandru. Apare Luca Banu și primește acest balon Ionuș Cercel. Nu-i trimite lui Codreanu Cercel și preferă o continuare în centru la Giurgiu. Iată-l acum pe Banu. Bășceanu primește între linii. Vine o pasă în adâncime pentru această urcare a lui Codreanu. Anticipează însă bucureștenii, iar mai apoi îndepărtează pericolul. Balonul în posesia lui Ștefănescu. Ramon Giurgiu. Cercel. A coborât mult Bășceanu, care a venit până la mijlocul terenului pentru a primi balonul. Constanțenii însă mută jocul pe partea stângă. Să urmărim această urcare a lui Croitoru și asistăm, iată, la primul corner al părții secunde după ce s-au scurs 3 minute din această parte a doua. Iată, Farul începe în ofensivă. Repriza a doua a duelului cu Steaua. În prima repriză, cele mai mari ocazii de gol au aparținut formației noastre. A intervenit salvator, golkeeperul stelist Ianis Pletea. Luca Bășceanu se pregătește să execute acest corner de care beneficiază alb-albașterii. Balon trimis la colțul scurt și va fi o nouă lovitură de la colțul terenului. A încercat o reluare Marius Codreanu spre poarta adversă, dar a fost blocat de Mario Brumă. Din nou Luca Bășceanu înalt spre colțul lung al porții adverse, dar intervine din nou foarte bine defensiva bucureșteană. Recuperăm rapid balonul prin Luca Banu. Luca Banu în duel cu Mihai Popescu. Luca Bășceanu, întâmpinat de Brumă, din nou acțiune personală a lui Luca Bășceanu. Luca Bășceanu continuă, Luca Bășceanu înțeapă acest balon și gol! Farul! 1-0 pentru echipa noastră, acțiune personală de toată frumusețea, Luca Bășceanu, și tabela de marcat se modifică pentru prima oară. Extraordinară această acțiune a lui Luca Bășceanu, o acțiune solitară, a trecut printre doi adversari, i-a strecurat mingea printre picioare unui al treilea, iar apoi înțeapă spectaculos la colțul lung această minge și iată
din minutul 50, Farul Constanța preia conducerea în fața Stelei 1-0 și jucătorii pregătiți de Stele Banioti sunt tot mai aproape de câștigarea acestui play-off din seria a doua a Ligii de Tineret, din seria Est a Ligii de Tineret. O primă poziție ce asigură un retur pe teren propriu în semifinalele Ligii de Tineret. Este de așteptat replica bucureștenilor, pentru că în prima repriză am putut bine observa cum jucătorii pregătiți de Laurențiu Diniță a reușit chiar să preia freiere jocului la un moment dat. Au calitate jucătorii Stelei, s-a văzut clar. Și, așa cum spuneam, sunt convins că nu se vor mulțumi cu acest deficit de pe tabelă jucătorii pregătiți de Laurențiu Diniță. Popescu încearcă să evite un adversar excelent, reușim acolo să deposedăm și Bășceanu intră în posiție în cercul de la centrul terenului, combină cu Somandru, nevoit să întoarcă jocul, vârful de atac al Farului. Vine urcarea lui Croitoru, excelentă trecere pe partea stângă, pleacă vigilios spre careul bucureștean, primește Păcurarul la marginea careului, dar a fost un fault întârziat acolo al capitanului Shehait în duel cu Croitoru și va fi o lovitură liberă pentru Farul Constanța. Excelentă acțiunea lui Croitoru. Risipă de efort a făcut Constanțeanul, a pătruns spre poarta bucureșteană și a fost faultat. Să-l urmărim pe Luca Bășceanu. Este acolo și David Păcuraru în preajma balonului. Și n-ar fi exclus ca Luca Bășceanu să încerce din acea poziție închisă să-l surprindă pe Ianis Pletea. Sunt și patru jucători ai Farului în preajma porții bucureștene. Balon mutat pentru Bășceanu, șut puternic și gol! 2-0, dublă pentru Luca Bășceanu. Anticipam o finalizare din acel unghi închis, pentru că Luca Bășceanu a oferit în numeroase rânduri acest gen de surprize plăcute pentru echipa sa și de această dată iată-l primind scurt de la Păcuraru și catapultează capitanul nostru balonul în plața porții lui Pletea. Așadar, din minutul 52, Farul, Steaua, 2-0. Start de repriză secundă favorabil al albaștrilor, care iată se desprind pe tabela de marcaj. Dublă Luca Bășceanu, capitanul Farului, își face datoria și își aduce echipa la conducere pe tabela de marcaj. Două goluri Farul și Steaua cu siguranță va ieși și mai mult la joc. Nu mai are nimic de pierdut formația bucureșteană. Au ieșit mai hotărâți de la cabine jucătorii pregătiți de Stele Banioti și au punctat de două ori în debutul reprizei secunde. Atacă Steaua. Nu pot să amenințe careul Constanțean, jucătorii bucureșteni, și mingea a fost întoarsă până la portarul Pletea. Mingea pe partea stângă la capitanul Hussein Shehait. Shehait trimite pe dreapta la Gabriel Dumitru. Mai departe pentru David Andreescu. Interceptează Ianis Croitoru. Ianis Croitoru întoarce balonul până la Ramon Giurgiu. Acum John Dumitra pentru Alin Ștefănescu. Pressing al steliștilor. Minge preluată de Mario Brumă. Trimite pentru Ștefan Glonț. Mario Brumă. Combinație reușită a steliștilor. Centrare periculoasă. Atent Alin Ștefănescu. Respinge de pe linia careului de 6 metri și va fi corner în favoarea echipei bucureștene. S-a executat scurt. A primit Brumă pe partea stângă, încearcă o incursiune spre careul Constanțean și a prelungit prea mult balonul, fundașul stânga al bucureștenilor, iar mai apoi Ionuș Cercel degajează în afara terenului.
Repunere de la margine pentru Steaua. La marginea terenului este Mihai Popescu. El a reluat jocul până la Florea. O încercare de angajare pentru Glonț. Mai bine plasați au fost constanțenii și să urmărim contra faristă. A încercat Ramon Giurgiu să treacă cu balonul printre doi adversari. Revenim și câștigăm această posesie și Bășceanu încearcă o finalizare de la centrul terenului și balonul ocolește poarta. L-a văzut ieșit din trebuturi pe Ianis Pletea, capitanul gazdelor Luca Bășceanu, și a încercat un gol spectaculos de la centrul terenului. Dublă schimbare la Farul Constanța. Sunt doi jucători pregătiți să intre în joc. Bogdan Popovici și Sebastian Burlacu sunt la marginea terenului. Este Luca Bășceanu, autorul unei duble, și Ianis Cruitoru de asemenea părăsește și el terenul. Doi jucători expuși care erau la un galben de o eventuală suspendare în semifinalele Ligii de Tineret. Multă precauție, iată, pentru banca tehnică constanțeană. Și să notăm această dublă schimbare. În minutul 56 au ieșit Bășceanu și Croitoru și au intrat pe teren Sebastian Burlacu și Bogdan Popovici. Steliștii construiesc un atac prin capitanul Hussein Shehait. Gabriel Dumitru în centru pentru Mihai Popescu, din nou Shehait. Intervenție neregulamentară a lui Sebastian Burlacu și lovitură liberă indirectă de care beneficiază formația stelistă. Blochează acolo Marius Codreanu, execuție rapidă a acestei lovituri. Va urma o centrare a oaspeților. Ratează această preluare Shehait și repunere din colțul careului de 6 metri pentru formația noastră. Portarul Rafa Munteanu recepționează acest balon și îl va repune în joc. Un avantaj de 2 goluri pentru jucătorii antrenați de Stere Banioti grație dublei lui Luca Bășceanu. Iată, steliștii avansează în terenul formației noastre, trimite lung acest balon Rafa Munteanu, intervine Shehait, câștigă Luca Banu, Eric Somandru, pasă foarte bună a lui Eric Somandru pentru Marius Codreanu, a strâns acolo David Andreescu și a trimis balonul propriului portar. A urmat o degajare imprecisă și din nou minge recuperată de jucătorii noștri. Păcuraru pentru Popovici, Cercel în centru până la Ramon Giurgiu, mai departe pentru Alin Ștefănescu și acum Burlacu. Acțiune personală a lui Luca Banu, încearcă să-l angajeze pe Burlacu, blochează această minge Luca Banu și va fi un out pentru echipa stelistă. Pressing al băieților noștri. Ies din propriul careu steliștii și acum pe partea stângă Brumă. Nu se înțelege Mario Brumă acolo cu Mihai Popescu și repunere de la margine pentru formația noastră. Ionuș Cercel. Ionuș Cercel nu se grăbește. Giurgiu blocat din nou, repunere de la margine pentru Farul. Acum Ionuș Cercel trimite rapid până la John Dumitra. Ajunge balonul la Rafael Munteanu, în centru pentru Luca Banu. Banu îi retrimite lui John Dumitra. Liber pe dreapta Ionuș Cercel, poate avansa fundașul drept al echipei noastre, intră în centru Ionuș Cercel, acțiune personală, trimite pe dreapta lui David Păcuraru întâmpinat de Mario Brumă. Păcuraru, o trecere spectaculoasă,
Un 2 reușit și este gol! Farul David Păcuraru ridică scorul la 3-0 pentru formația noastră. O combinație perfectă între David Păcuraru și Marius Codreanu. Revedem această acțiune a lui David Păcuraru. 1-2 spectaculos cu Marius Codreanu și minge plasată perfect la colțul lung. Fără reacție portarul Ianis Pletea. Avantaj liniștitor pentru jucătorii antrenați de Stere Banioti din minutul 60 al întâlnirii. Din nou acel tricou pentru Leonte și Chihaia. O acțiune de toată frumusețea încheiată cu un nou gol în contul echipei noastre. Iată, după pauză, Farul se desprinde în învingătoare în confruntarea cu Steaua din etapa 10 a play-off-ului Ligii de Tineret. Debut foarte bun, de repriză secundă pentru Farul Constanța, care, iată, în primul sfert de oră a reușit să puncteze de 3 ori și să înlăture orice emoție în privința învingătoarei acestei confruntări. 3-0, mult mai liniștitor pentru jucătorii pregătiți de Stere Banioti, care au în față o dublă de foc în semifinalele Ligii Elitelor, o dublă programată pe 21 aprilie turul și 28 aprilie returul. Constanțenii vor înfrunta pe ocupanta poziției secunde din Seria Vest, unde cel mai probabil adversara lor va fi Universitatea Cluj. Bună preluare a lui Eric Somandru în apropierea propriului careu. Au blocat bucureștenii prin brumă care a trimis în afara terenului și sunt momente de întrerupere pentru că, iată, va avea loc o nouă modificare în formația noastră. Sergiu Gică, un jucător defensiv, fundaș central, pregătit să intre în joc în formația pregătită de Stere Banioti. Părăsește terenul John Dumitra. Iată, din nou precauții la nivelul băncii tehnice constanțene și John Dumitra era la un galben de o eventuală suspendare pentru semifinale. S-a reluat jocul, iată câteva dueluri mai aprige și un nou avertisment acordat formației bucureștene. Arbitrul Valentin Porumbel i-a arătat cartonașul galben lui Mario Brumă. Trei cartonașe galbene până acum pentru formația bucureșteană. Primul l-a primit Mihai Popescu, apoi la ultima fază din prima repriză Claudio Niță a fost jucătorul avertizat și nu Ramon Giurgiu. Acum și Mario Brum a văzut cartonașul galben și Farul beneficiază de o lovitură liberă executată de Alin Ștefănescu. De la Ramon Giurgiu mingea ajunge la Sergiu Gică. Din nou Ramon Giurgiu. Pasă imprecisă, a vrut să trimită pe dreapta până la Ionuș Cercel. Pierde acest duel Alin Ștefănescu. Mai rapid a fost Ștefan Glonț. Avansează pe partea dreaptă David Andreescu. Ajunge acest balon. David Andreescu minge centrată și respinge în cele din urmă Sergiu Gică această minge în afara terenului de joc. Corner pentru formația bucureșteană. Nu execută rapid steliștii, va fi o minge centrată în interiorul careului. Patru jucători steliști acolo, intervine foarte bine Burlacu și acum Eric Somandru, un balon care îl izbește în plin pe Luca Banu și iată, se resimte mijlocașul formației noastre, dar poate continua jocul fără a fi nevoie de intervenția
echipei medicale și șansă de contraatac. Eric Somandro pasă cu exteriorul pentru Luca Banu. Luca Banu în duel cu Mihai Popescu câștigă acest duel. Luca Banu este tras de tricou. Luca Banu, faza este lăsată să continue și respinge portarul Dumitru. Portarul Pletea, mă scuzați. Șansă de 4-0 pentru formația noastră. Luca Banu nu a renunțat la acel duel și a fost foarte aproape de a înscrie. Contraatac al steliștilor. Minge pe partea dreaptă și să vedem gol pentru formația bucureșteană, autor Andrei Cristea. Se resimte jucătorul stelist, am crezut că va urma o semnalizare de la margine, dar scorul devine 3-1 din minutul 66 și revedem acest contraatac al formației oaspete cu pasa lui Mario Brumă pentru Ștefan Bold. Văd că și la formația bucureșteană a avut loc o modificare, cu numărul 19 evoluează Ștefan Bold, iar finalizarea lui Andrei Cristea modifică tabela de marcaj. Să revedem și acțiunea lui Luca Banu, care era tras acolo de Mihai Popescu. Jocul a continuat și pe contraatac steliștii au redus din diferență. Primește în continuare îngrijiri medicale autorul golului, Andrei Cristea. Important este scorul înscris în acest moment pe tabela de marcaj, 3-1 pentru Farul. După golurile marcate de Luca Bășanu de două ori și David Păcuraru, a urmat reușita lui Andrei Cristea, pe care o revedeți cu o minge trimisă foarte bine de Brumă, balonul centrat spre Andrei Cristea, care îl păcălește pe portarul Rafa Munteanu și va fi un nou moment de întrerupere, o nouă pauză de hidratare. Este foarte cald aici și jucătorii celor două echipe au nevoie de o gură de apă. Poți să ne pui golurile acum pe pauza asta? Să vedem în ultimele 25 de minute de joc cum vor decurge ostilitățile. Iată acțiunea lui Luca Bășceanu, care a dus la deschiderea scorului, o execuție ca la futsal a lui Luca Bășceanu, apoi din lovitură liberă 2-0, șut la colțul scurt, l-a păcălit pe portarul Pletea, Luca Bășceanu, cu acel balon trimis puternic. Un doiul perfect dintre David Păcuraru și Marius Codreanu, primul a finalizat elegant și câteva momente mai devreme golul de onoare al steliștilor, autor Andrei Cristea, care s-a resimțit după acel contact cu Rafa Munteanu. Jocul reluat de Constanțen de la centrul terenului. Suntem la jumătatea reprizei secunde. Avantaj de două goluri pentru jucătorii pregătiți de Stere Banioti, 3-1 în confruntarea Farul Steaua. Un duel pentru un balon acolo, între Burlacu și unul dintre jucătorii Stelei. Stere simte ultimul, cred că este vorba de Andrei Cristea, cel care a și redus din handicap în urmă cu două minute. Între timp s-a produs și o schimbare în formația Stelei, puțin înainte de golul de 3-1. A ieșit din joc Claudiu Ioniță și a intrat Ștefan Bold. Primește îngrijiri medicale în afara terenului Andrei Cristea. Au reluat încă o dată de la margine bucureștenii. Nu Claudiu Ioniț a fost jucătorul înlocuit, ci Andrei Solomon. Așadar, locul lui Solomon a fost luat în teren de Ștefan Bold. Acum acțiune pe partea stângă.
dar este blocat Eric Somandru și capitanul oaspeților Cehai trimite mingea pe partea stângă pentru Mario Brumă. Cehait pentru Gabriel Dumitru. Minge spre careul nostru, primul la balon este Ramon Giurgiu, acum Luca Banu. A schimbat cu Popovici, iată, păstrează posesia jucătorii formației noastre. Șansă de atac pe partea stângă, dar nu forțăm. Popovici schimbă direcția de atac, balonul ajunge la David Păcuraru, ajutat de Ionuș Cercel pe partea dreaptă. Ionuș Cercel intră în centru, primește Popovici. Popovici, șut spre poartă, blocat de Cehait și out în favoarea farului. David Păcuraru este acolo, dar cred că îl va aștepta pe Ionuș Cercel și încă o modificare în formația bucureșteană cu numărul 98, Andrei Tănăsescu. Să vedem cine iese din tabăra stelistă, minutul 71. Vom vedea ce jucător a părăsit terenul din formația bucureșteană. Au efectuat rapid această schimbare oaspeții. Acțiune de atac a echipei noastre. Minge întoarsă pentru Burlacu. Popovici pe partea stângă. Cred că cel înlocuit este jucătorul cu numărul 9, Ioniță. Și acum continuă atacul formației noastre. Steliștii s-au retras, Luca Banu. Ajunge mingea pe partea dreaptă la David Păcuraru. A cerut acest balon Bogdan Popovici. Nu îl primește, interceptează steliștii. Și blocăm încercarea de contraatac a steliștilor. Au repus de la margine. Acțiune pe partea dreaptă pentru formația bucureșteană. Balonul ajunge la David Andreescu. Întâmpinat acolo David Andreescu de Marius Codreanu. Popescu a avansat pe stânga Ștefan Bold. Vine la susținere Brumă, dar Bold preferă să iau acțiune pe cont propriu și a fost blocat. David Păcuraru ratează intercepția. Popescu trimite pe dreapta pentru Tănăsescu. A primit Andrei Cristea. Tănăsescu nu îl poate păcăli pe Burlacu. Rămân steliștii în atac. Combinație frumoasă. Mihai Popescu ratează preluarea. Îi trimite lui Răzvan Florea. Interceptăm acest balon și putem porni pe contraatac. Bogdan Popovici, Eric Somandru, întoarce acest balon pentru Sebastian Burlacu și acum Sergiu Gică până la portalul Rafa Munteanu. Ionuș Cercel, Rafa Munteanu preferă o pasă în centru și ajunge mingea la Luca Banu, de la Alin Ștefănescu la Ionuș Cercel. Păcuraru, blocat, Mario Brumă și acum Ștefan Glonț, duel cu Luca Banu. Glonț, Banu închide perfect culoarul, dar câștigă Glonț mingea și în cele din urmă Alin Ștefănescu acordă corner. Bine a insistat acolo Ștefan Glonț, o minge ce părea pierdută de atacantul bucureștean, a fost în cele din urmă recuperată și iată, pe bucureșteni obținut această lovitură de colț acum când suntem în minutul 75 al confruntării. S-a executat la marginea careului farului un șut al lui Florea în blocaj. Revin bucureștenii, o finalizare mult prea înaltă,
ce nu poate pune în pericol poarta lui Rafa Munteanu. Finalizarea i-a aparținut lui Mihai Popescu. Am revăzut ultima finalizare a bucureștenilor. Balon mult peste poarta apărată de Munteanu. Portarul farului este în posesie. Vine o lansare în adâncime pentru Păcuraru. Pune corpul Păcuraru în fața lui Brumă. Revine însă bucureșteanul, dar Păcuraru reușește să-l deposedeze acolo pe Ștefan Bolt. Continuă acțiunea farului. Iată-l în centru pe Bogdan Popovici. Bogdan Popovici vine pe partea închisă a acestei faze, pătrunde apoi în careu. Un șut surprinzător din unghi, ușor pe lângă poarta apărată de Ianis Pletea. Revedem acțiunea personală a lui Popovici. Balonul ocolește însă poarta lui Pletea. În momentul în care se va produce o nouă modificare în formația farului, iese Ramon Giurgiu și intră Victor Popeșteanu în minutul 76. Jocul reluat, mingea la Mihai Popescu. Sergiu Gică intervine greșit, Ștefan Glonț recepționează acest balon, Ionuș Cercel rămâne mingea în posesia seliștilor. Glonț, acțiune frumoasă, iese foarte bine Rafa Munteanu și salvează acest balon care se îndrepta spre plasa porții. Lovitură liberă pentru Steaua de la marginea careului de 16 metri, acțiune periculoasă de atac a steliștilor. Am scăpat cu fața curată, a intervenit foarte bine Rafa Munteanu. Revedem faultul comis la marginea careului de 16 metri de Victor Popeșteanu și lovitură liberă periculoasă de care beneficiază formația bucureșteană. Iată și atacul precedent, foarte aproape de al doilea gol pentru echipa sa. Ștefan Glonț a blocat perfect Rafa Munteanu. Să vedem execuția lui Mihai Popescu. Lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri. Mihai Popescu plasează balonul pe lângă zid la colțul lung. Atent, Rafa Munteanu reține fără probleme. Minutul 78. Iată în reluare execuția lui Mihai Popescu. Minge trimisă prea slab pentru a putea fi păcălit golkeeperul formației noastre. Rafa Munteanu. Minge trimisă lung pe partea stângă. Marius Codreanu îl obligă pe David Andreescu să trimită mingea spre propriul portar. Acum Hussein Shehait până la Gabriel Dumitru. David Andreescu înapoi pentru Dumitru, primește Shehait, poate avansa într-o zonă liberă a terenului, dar preferă o minge în diagonală spre stânga. Atent Sebastian Burlacu, Marius Codreanu în duel cu Andreescu. Rămân steliștii în posesia balonului. Shehait. Mingea pe partea stângă la Răzvan Florea. Ștefan Glonț, ajutat de Mario Brumă, intră în careu Brumă, Cercel, iese Rafa Munteanu și respinge cu piciorul până la Eric Somandru. Eric Somandru câștigă acest duel. În primă fază revine capitanul stelist Hussein Shehait și a și repus mingea de la margine. Mihai Popescu pe partea dreaptă pentru Tănăsescu. Tănăsescu trimite în centru pentru Răzvan Florea, mingea pe partea dreaptă la Andrei Cristea. Mihai Popescu, iată combinația steliștilor la marginea careului de 16 metri, balon trimis prea puternic și out în favoarea farului. Minutul 80, avans de două goluri pentru farul Constanța, 3-1 în fața Stelei, partidă din ultima etapă a play-off-ului Ligii de Tineret Seria Est.
Nu se grăbesc constanțenii să reia jocul. Scurt Munteanu pentru Popeșteanu. Spre Păcuraru acest balon câștigă steliștii. Să urmărim această acțiune. Iată-l pe Popescu combinând cu Florea. Urcă pe partea dreaptă și primește această minge Andreescu. Vine centrarea lui Andreescu în suprafața de pedeapsă. Cu capul respinge Sergiu Gică. Apar bucureștenii în posesie prin Ștefan Bold. Va fi o repunere de la margine pentru Steaua București când am intrat deja în ultimele 10 minute ale confruntării. Bold reprimește pe partea stângă, în fața sa este Cercel, combină cu Glonț, vine centrarea lui Glonț în afara careului și din urmă asistăm la finalizarea lui Andreescu, ce ocolește poarta lui Munteanu. Nemarcat, David Andreescu trimite de la marginea careului, a plonjat acolo Rafa Munteanu, dar mingea a oculit poarta. Am reluat jocul din propriul careu, momente bune de joc ale bucureștenilor și să-l urmărim acum pe Florea, greșind această pasă. Sergiu Gică combină cu Codreanu, Marius Codreanu accelerează spre terenul Stelei, două driblinguri ale lui Codreanu care obține o lovitură liberă. Urcă cu greu jucătorii Farului care așteaptă finalul acestei partide. Sunt foarte aproape jucătorii lui Stere Banioti de a câștiga acest play-off și de a susține prima manșă a semifinalelor în deplasare, urmând care turul din 28 aprilie să aibă loc pe teren propriu. Au reluat jocul, dar au pierdut foarte rapid balonul Constanțenii. Steliștii construiesc acum. Iată-l pe capitanul Shehait, întâmpină Popeșteanu. Dumitru. Pe dreapta este Andreescu. Pătrundere în centru a lui Andreescu. Continuă această acțiune cu Glonț. Glonț între doi constanțeni. Bine închid jucătorii noștri și este un fault în atac comis între timp de atacantul Stelei. Mingea acum la portarul Rafael Munteanu. Balon trimis lung, dincolo de centrul terenului. David Păcuraru. David Păcuraru este depășit de Mario Brumă. Rămân steliștii în posesia balonului. Ștefan Bold pasă greșită. Sergiu Gică preia și trimite înapoi. O nouă degajare a lui Rafa Munteanu. Răzvan Florea. Răzvan Florea, duel cu Popeșteanu, se descurcă stelistul Mihai Popescu, revine Popeșteanu și câștigă acest balon. Victor Popeșteanu îl poate angaja acolo pe contraatac pe David Păcuraru, dar Mihai Popescu nu a fost șehait, atent, a interceptat balonul. Acum Mihai Popescu în duel cu Victor Popeșteanu. O minge aruncată în careul nostru, aleargă Andrei Tănăsescu, întâmpinat de Sebastian Burlacu. Tănăsescu pentru Andreescu. Din nou Tănăsescu. Și este faultat jucătorul stelist. Va fi o nouă lovitură pentru formația oaspete, intervenție neregulamentară a lui Marius Codreanu. A considerat arbitrul Valentin Porumbel. Iată o împingere din spate a lui Marius Codreanu și lovitură liberă pentru Steaua. Patru steliști în careul formației noastre. Vine acum și capitanul Shehait. O schemă la această lovitură, dar blochează centrarea Marius Codreanu. Mihai Popescu execută cornerul. Andreescu, centrare, respinge Ionuș Cercel.
Marius Codreanu câștigă în prima fază duelul, apoi revine jucătorul stelist, șut blocat, Răzvan Florea a trimis mingea spre poartă, Tănăsescu, din nou Tănăsescu, stă bine acolo Popeșteanu, rămâne balonul în posesia jucătorilor steliști. Iată, stau de câteva minute în terenul formației noastre steliștii, dar fără a amenința periculos poarta lui Rafa Munteanu. Pe partea stângă Mario Brumă, întâmpinat de Ionuș Cercel. Centrare, boxează Rafa Munteanu, Luca Banu. Șansă de contraatac pentru echipa noastră, David Păcuraru. Liber Eric Somandru, David Păcuraru, primește Eric Somandru. Din nou control bun al balonului Eric Somandru și schimbă Luca Banu direcția de atac, dar Marius Codreanu nu poate intra în posesia mingii. 4 minute până la finalul acestei partide. Am revăzut ieșirea anterioară a lui Rafael Munteanu. Balon lung aruncat la marginea careului Constanțean. Bold este întâmpinat de Cercel, pierd bucureștenii balonul și se urmărim pe Constanțean. Vine degajarea lui Munteanu într-o zonă în care nu se află niciun coechipier. Reiau atacurile bucureștenii. Popescu combină cu Bold. Ștefan Bold, 1-2, acolo cu un coechipier. Pe partea dreaptă apare Andreescu, care centrează la marginea careului, respinge cu capul Popeșteanu. Din urmă, capitanul Shehait al Stelei intră în posesie și își caută culoarul de șut, este închis la timp. Popescu, o tentativă de 1-2 cu Bold, de jucată însă de Constanțeni. Iată o incursiune a fundașului stânga, Brumă, deposedează însă Constanțenii. David Păcuraru a coborât mult până în preajma propriului careu. Cercel combină cu Păcuraru. Parcă ambele echipe sunt în așteptarea finalului acestei confruntări. Avans de 2 goluri pentru Farul Constanța, care conduce cu 3-1. Alin Ștefănescu urcă cu balonul la picior. O pasă neinspirată a fundașului Farului. Vine acum o lansare spre careul Constanțean, același Ștefănescu își repară greșeala și trimite lui Somandru. Posesie acum pentru Farul Constanța, ultimele minute ale confruntării. Popeșteanu, Codreanu, din nou Popeșteanu, Luca Banu. Ies la pressing bucureștenii, însă constanțenii se descurcă pentru scurt timp, pentru că intră în posesie pentru Steaua Dumitru. Ștefan Bolt a încercat să accelereze spre careul Constanțean, din urmă a venit acolo Codreanu și a faultat. Lovitură liberă pentru Steaua. Execută Mihai Popescu. Balon spre 6 metri, resping însă Constanțenii cu capul și să-l urmărim pe Eric Somandru. Somandru atacat de Bold, din urmă reușește deposedarea și Tănăsescu. Și este acum un faul pe care îl dictează Valentin Porumbel, o lovitură liberă de care beneficiază Constanțenii. Suntem în ultimul minut al partidei. Farul se îndreaptă spre o victorie meritată în fața Stelei. Este 3-1 scorul în acest moment și să urmărim acest atac al gazdelor. A fost o lansare în adâncime
Pentru Păcuraru au anticipat bucureștenii. Ștefan Bold. În fața sa este Popeșteanu. Se descurcă bucureșteanul, care schimbă direcția jocului pentru urcarea lui Andreescu. David Andreescu, o fentă. Abia acum vine centrarea spre careul Constanțean, respinge cu capul Somandru, rămân în posesie oaspeții. Răzvan Florea la marginea careului, un șut pe jos reținut însă de Rafa Munteanu. Am intrat deja în prelungirile confruntării de aici, din complexul Academiei Hagi. Noi am revăzut acum ultima ocazie de gol a Stelei, un șut de la distanță reținut însă de Munteanu. Un lung de linie acum din partea lui Burlacu. Nu mai aleargă acolo niciun Constanțean. Și asistăm acum la unul dintre ultimele atacuri ale Stelei din această partidă. Shehait combină cu Brumă. La primire este Bold. Bold ofentă. Continuă în centru spre careul Constanțean. Din urmă reușește deposedarea Codreanu. Salvează cornerul Alin Ștefănescu și să-l urmărim acum pe Cercel. Codreanu. Luca Banu pentru Bogdan Popovici. Codreanu. Ștefărescu. Pase repetate ale fariștilor. Codreanu. Popeșteanu. La un pas să pierdă posesia. Continuă foarte bine Constanțenia această acțiune. Balonul ajunge pe partea stângă la Somandru. Învăluie Burlacu. Continuă în centru această acțiune a farului. Codreanu nu a fost anunțat de niciun coechipier pentru că este atacat din urmă și să urmărim contra Stelei. Un contraatac pe partea stângă. Glonț greșește preluarea și pierde momentul propice pentru a scăpa spre poartă. Blocat mai apoi Răzvan Florea. Urcă și primește Andreescu. Pătrunde în careu fundașul Stelei. Balon trimis pe 6 metri și respingem de acolo prin Sergiu Gică. Dumitru preia în jumătatea de teren a farului. Shehait continuă această acțiune cu Bold. Bold ofentă în fața unui adversar, primește Popescu. Popescu la marginea careului, un șut la colțul lung, reținut însă de Munteanu. Insistenți bucureștenii pe acest final de joc. După ce farul a reușit golul al treilea, echipa gazdă s-a mulțumit să conserve energia și să aștepte finalul jocului. Steaua a punctat odată și caută acum și golul cu numărul 2. Balon în adâncime, vine centrarea în careul Constanțean, acolo este Sergiu Gică, care respinge, moment în care se audă și flerul de final al centralului Valentin Porumbel. Farul Constanța învinge pe Steaua cu 3-1 în ultima etapă a play-off-ului Ligii de Tineret și câștigă Seria Est și totodată se califică în semifinalele Ligii Elitelor. Haideți să vedem cum s-a scris istoria acestei partide. Primul gol a venit în minutul 50 când capitanul gazdelor Luca Bășceanu încheie o splendidă acțiune personală cu această finalizare spectaculoasă la colțul lung, prin care deschidea scorul. Doar 2 minute mai târziu, același Bășceanu trimite o bombă prin care îl surprindea pe Ianis Plătea și se făcea 2-0. Golul 3 vine de asemenea la capătul unei acțiuni extrem de spectaculoase, 1-2 între Codreanu și Păcuraru, iar ultimul înscria spectaculos la colțul lung, însă ultimul cuvânt l-au avut steliștii în minutul 66 când Andrei Cristea a punctat pentru 3-1, semnând totodată și golul de onoare al oaspeților. Acestea fiind spuse, noi vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe canalele noastre pentru că urmează un joc extrem de important pentru echipa Under-17 a Farului, confruntarea contra Stelei.